de. Salut și bine v-am găsit la un nou episod din prezentarea unei noi mașini. Este vorba de Opel Astra Zeus, motor de 2.0, 107 cai, dintre care 7 nu mai trag. Are niște apucături de BMW, o să vedeți în continuare în următoarele câteva minute. Are o cutie automată, are o cutie manuală în care se bagă întâia, a doua, a treia, a patra, ca Andy Popescu. Se dă și eu cu motor, cu ea nu trebuie să o ierți. Avem aici niște stopuri tot sport. Sport fac aici, tot sport. Coaie nu deschide. Nu, trebuie să-l de... Are soft, scuzați. Jante originale de la Opel. Cauciuce Continental. În spate, Michelin pe față. Avem aici semnalizare pe lateral. Faruri furioase. Dacă puteți observa aici, se face o dungă ca la BMW. Atât că îi mai trebuie niște angelizuri și pe din interior. Avem așa. Scaune din material textil. Da, și pe firare. Așa, frână de mână. Fiți atenți unde pune. Pornirea e mai ceva decât la benzină. Și e diesel. Ia uite. Frână de mână, da? Ține dacă e. Bun, o băgăm pe liber. Avem așa, climă. O singură zonă. De data asta. Avem aer în față, în spate, jos, sus, Modeco automat, dezaburire spate, dezaburire parbriz, recirculare aerului în interior, magazie de CD-uri. Super strong, aici avem avariile, lumini, poziții, aici era, pe asta mi-am luat eu amendă că le țineam așa. Proiectoare. Proiectoare, mâncava. Dacă n-aveți fază lungă pe un Opel Astra G, puteți să puneți proiectoarele, că tot aia. Aici loc, în spate. Dați televizor. Cum să n-avem? Ia fiți atenți. Deci, televizor. Îl îndreptați unde vreți. Puteți vedea aici canalul meu. Să intrăm la un videoclip. Hai că nu mai o copire de data asta. Netul merge mai greu, dar nu contează. Avem aici cotieră. Mi-am schimbat numele, Los Angeles Vlog. Vă rog frumos să intrați și dați un subscribe. Așa, cotieră. Încă barosanii, loc în spate. Cât cuprinde. Avem așa, geamuri electrice. Spate, față. Hai că am avut dacă. Hai că am avut dacă. Hai mă, că merg. Ce mă? Merg, dar de pe față. De pe față. Merg în față, doar. Bă, și pe spate, dar le pornești de acolo, imbecil. Păi da, mă, da. Bun. Cercător în spate. Eșapament sport. Distribuție pe lanț, 800 de kilometri forță. 800.000 de kilometri forță, iertați-mă. Și aici. Asta vine de la sport, mai ceva decât la BMW. Și acum o să mergem și să dăm o tură cu GoPro, să vedeți cum accelerează. Da! Thank you.
Alexe, că-l știu pe ăsta. Am revenit, băieți. Merge să ne dăm puțin cu frana de mânuță. Că ne ține. Am uitat să vă spun la început, dacă vă place episodul, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe. Vreți să-ți las Instagram în descriere? Să zicem că da, sperăm că... Să sperăm că da, să sperăm că nu. Haide. Aveți și canalul lui în descriere, care va fi proprietarul mașinii în aproximativ vreo 10 ani, că nu o să ia traseu. Ce ești, mă? Ai zis nu. De ce, mă? Să-mi bag pe că mi se vede asta în oglindă. Era asta, băi. Ia, mă, că face frumos, eu auzi. Opel cu apucător de BMW, iau zis. Mi-ai văzut așa ceva undeva? Bă, dar ce plouă aici, mă. Stai așa să-mi pun centura, să mă mai oprească gaborii. Ce brutal e. Hai că știi să-i dai dacă e. A, alunecat, ești nebun. Dă-te, bă, că asta calcă, nu. Bă, mi-a plăcut, îmi place cum ai făcut curat în ea, adevărat. Uite, aici piele din marțipan. Și aici marmur. E, trebuie. Confort. Bă, scrie acolo confort. Lângă tine am zile cu soare, numai zile bune fără zile amare. Nu că stai cover. Bă, a fost investiție cu cap.
N-ai ce să zici. S-au distrat? S-au distrat. Bă, da, Codin și-a pierdut hamsterul, adevărat. Cât ținea la el. Nu l-a mai recuperat. Și bromania copilul. Aia mășeală. Spărge, intră măsamarea peste ea. Spărgeți-i alea, cum, nu geamurile, termopanele. Nu termopan. Bă, da, era Caterinca măsamarea aici, mă. Aia, cu pâine. Ăsta e albanezul, e din Albania. Nu, e din Albania. Bă, eu am râs și a doua oară. Mai puțin că mi-a dat ăla vreun vlog mesaj. Am văzut că de la jumătate filmul de erai pe Instagram. Trebuie să le explic oamenilor de ce mi-a schimbat numele. Și cum ai zis? Los Angeles vlog. Bă, Los Angeles e ca și Los Angeles. Doar că varianta de la țară. Las Vegas. Dacă și astea-s grobă, Denise. Păi da, de jumătate de metru. N-ai văzut că n-am luat eu pala din Alexandru. Cred că mi-a stat marja de geantele alea, dar le-au găsit toți dracu. Ba, seara cu aia, nici propriile mai simțeam. Bă, 150 în curbă. Uite cum ar fi acolo, gen, mai aia periculoasă era. Cam așa. Bine, cred că puțin mai puțin mai lat. Valii, deci Voluși era deja cu capul pe dincolo. Da, la mea, cum era? Bă, când am simțit că a fugit de cur. Îmi spunea mie că înainte, ce mă, ți-e rău? Și când s-a dat jos de mașină, zice, asta-i dau un șervețel să șteargă. O las la poartă? Da. Sigur? Da, mă. A, o bași tu să înțeleg. Bă, Damian, să mai vin și să mai mănânc prăjitură, dar nu vreau. Nu știu, să lupă oamenii aia ca băiți așa. Ce? Nici nu pot să faci importești. Băieți, ăsta a fost car vlogul și prezentarea mașinii. Sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut și ne vedem la următorul episod. Pa.